În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vă voi face pe voi pescar de oameni. Iată Evanghelia și cel mai adânc înțeles al zilei de astăzi. Deci când Mântuitorul a ales să vină la malul mării, în preajma apostolilor care erau deja complexați în sufletul lor că după o noapte de pescuit nu au prins nimic, apare deodată un om și le spune să arunce mreaja. Iar în momentul în care au aruncat mreaja, la nesiguranță, după cum și Evanghelia arată, la sfatul tău, s-a prins atâta pește încât s-au umplut cele două corăbii gata să se scufunde. Ce este peștele, ce sunt corăbiile, ce este marea, ce sunt apostolii și cine este Iisus. Iisus este cuvântul din veac și Fiul lui Dumnezeu. Iisus este cuvântul întrupat suvrem din Fecioara Maria și povățuitorul, arhiereul și învățătorul și împlinitorul legii celei noi. Marea este lumea. Toți cei care sunt astăzi de față, aici în biserica aceasta, și în alte biserici, și în alte locuri unde s-a săvârșit sfânta și dumnezeiasca liturghie, totul este o imensă mare de creștinătate. La vremea respectivă era o mare imensă de oameni care veneau și îl urmau pe Iisus ascultând cuvântul lui. Ca drept dovadă că în momentul când ajunge la țărm, găsind cele două corăbii, poruncește să se depărteze în orice corabie, corabia lui Simon, puțin mai în adânc, adică mai de la țărm, să se creeze distanță. De ce trebuia să se creeze distanță? Dintr-un motiv anume. Vechiul Testament, sau una din corăbii, rămâne legată la țărm, ca să știm că lumea a fost creată de Dumnezeu Tatăl. Deci este raiul de odinioară din care omul a fost izgonit. Este pământul pe care l-a creat Dumnezeu cu cuvântul, așa cum spune Sfânta Scriptură, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. În momentul în care corabia lui Simon se depărtează de la țărm, ce se întâmplă? Este plecarea legii celei noi pe marea vieții, adică întinderea creștinismului la toate neamurile. Așa a spus Simeon când l-a luat în brațe. Lumină spre descoperirea neamurilor. Iar în momentul în care a ales corabia lui Simon, a ales de ce? A ales corabia Harului, corabia Evangheliei păcii, corabia iubirii. De aceea a spus duminica trecută sau când ne-am întâlnit la privegherea de toată noaptea, s-a vorbit mereu de iubire, iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Acest talent al iubirii, că ați văzut când a început diaconul Evanghelia, a început cu talanții. De ce? Fiecărui om dintre noi i s-a dat un talent. Ei, acest talent trebuie să fie legat strict de iubirea de aproapele, care înseamnă păzirea poruncilor. Și dacă o poruncă o calci, lovești în aproapele. Și dacă ai lovit în aproapele, nu iubești pe Dumnezeu. Pentru că așa spune Scriptura. Cine iubește pe Dumnezeu și urăște pe aproapele, mincinos este. În momentul în care Dumnezeu a ales Iisus Hristos să se suie în corabia lui Petru, deci s-a suit în Noul Testament, în Biserica Apostolică, sobornicească și una singură creatoare de adevăr. Adevăr prin Duhul Sfânt, dogmele, adevăr prin întruparea Mântuitorului, adică adevărul Fiului care vine din cer, eu sunt calea, adevărul și viața, și adevărul absolut, cel ce vine la mine, eu sunt ușa prin care va intra la Tatăl, cine intră pe aiurea-i fur și tâlhar. Și spune că în momentul în care s-a suit în corabie, vorbea mulțimilor. Era evident să vorbească mulțimilor, dar ce le vorbea? Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu care nu-i din lumea aceasta. Le vorbea despre înviere, le vorbea despre schimbarea la față, le vorbea despre îndumnezeirea omului,
despre despătimirea Lui, despre încrederea în Dumnezeu, despre iubirea între semeni și, bineînțeles, că în momentul în care a considerat de cuvință, a zis, acum trebuie să demonstrez acestor apostoli că cele ce am spus sunt adevărate. Iar problema cu peștele nu se simplifică. Problema cu peștele este de-a lungul Evangheliei menționată de 3-4 ori. Odată în Evanghelia Învierii spune că era și Toma, zis geamănul, cel din Cana Galilei, l-a pescuit. Și Petru era dezbrăcat. Și că după tot așa, după ce toată noaptea pescuise și n-au prins nimic, Mântuitorul, în chip de străin, le spune: aruncați mreaja de-a dreapta corăbiei. De-a stânga știm noi cine e, întunecatul. Și-au prins mulțime mare de pești și mici, și spune acolo 152. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegeți că de-a dreapta era calea care ducea spre Dumnezeu. Așa spune psalmistul: văzut am pe Domnul de-a dreapta, ca în veac să nu mă clate. Același pește mai împlinește odată porunca Mântuitorului când este prins la strâmtoare la templu și este întrebat să cade să dai dajde cezarului. Și Mântuitorul răspunde într-un mod cu totul dumnezeesc: ce al cezarului al cezarului și ce al lui Dumnezeu al lui Dumnezeu. Petre, mergi și dă undița la apă, primul pește care va ieși, să iei ce-ți va da și să aduci să dai. Și când s-a dus și a deschis gura peștelui pe care l-a prins, înăuntru era un ban scump, deci un ban valoros, un dinar. Și-a adus și-a plătit dajdia. De ce? Ca să se arate că este supus legii pământești și să nu stârnească uriciunea răutății romane, care deja nu privea cu ochi buni răzbunările și răscoalele iudaice, care ei, neînțelegând scripturile decât după mintea nazareilor și a saducheilor, nazarenienilor și a saducheilor, credeau că împărăția lui Dumnezeu va fi un regat din ăsta cum au azi jehoviștii. Și-au făcut un țarc cu gardul, nemielul cu lupul să pupă în bot, iar ei împart parale. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Hristos vroia să treacă prin lume ca un Dumnezeu, vroia să treacă ca un pacifist și om al păcii, și vroia să treacă ca un om obișnuit și nu ca ceva neobișnuit. De aceea spune: uitați-vă la mine, Năluca nu mănâncă, Duhul n-are oase și sânge. Și în momentul acela s-au convins apostolii că de fapt stau de vorbă cu Dumnezeu. Un alt lucru care este în Evanghelia de astăzi în evidență, știți care este? Nu mulțimea peștilor care s-au prins, ci necesitatea celei de-a doua corăbii de a căra peștele celei din tâi. Și de ce lucrul acesta? Maxim Mărturisitorul spune asta. Prima corabie care s-a umplut de pești stând gata să se scufunde este biserica, care dacă n-ar avea fundamentul Vechiului Testament ar putea fi contestată. Și unii ar spune: cine a înființat biserica? Ce? Eu, cum spun și astăzi, ateii. Asta e o religie a proștilor inventată de popi ca să-i țină pe oameni sub mână. Nu. Este religia iubirii adusă de Iisus Hristos din cer. Este închinată și cultivată, dacă vreți, sau dacă vreți, sfințită această religie cu puterea Sfintei Liturghii, care înseamnă coborârea trupului lui Hristos din cer prin puterea Duhului Sfânt. Deci ceea ce până mai ieri era făină în sacul dumitale sau vin în butoiul dumitale, astăzi în potir pe Sfânta Masă stă chiar Iisus Hristos și trupul Lui și chiar sângele Lui. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegem esența și valoarea divină a credinței creștine. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului, Apostolul Pavel. În momentul în care a trebuit să intervină și cealaltă corabie care stătea și ea gata să se scufunde, este esența în care cele două testamente se leagă și se completează, la Apostolul Pavel, la Corinteni. Nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt o umbră a celei noi. Iar cele vechi sunt temelia celor viitoare. Dacă la început l-am privit pe Hristos prin ghicitură, prin proroci, lâna lui Gedeon, spicul nearat, muntele cu umbra deasă, piatra din capul unghiului, toate prorociile, scara lui Iacov, cu toate semnele, iată că astăzi îl privim pe Hristos în carne și oase.
pur și simplu, în calitate de creștini, mâncăm din el. Deci iată de ce cea de-a doua corabie vine să care pește celei din tâi. Că atunci când voi sunteți întrebați de unde are biserica rădăcină, voi trebuie să știți, să spuneți că capul acestei biserici este Iisus Hristos, care vine de mai înainte de veci din Tatăl. Tatăl este întemeietorul lumii ca creator, iar tot Vechiul Testament este presărat cu prorociile venirii Fiului Său în lume pentru noi oameni și a noastră mântuire. Pentru că așa este esența, ce-i viața veșnică? Lumea, adevărata viață veșnică, este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Asta e esența celor două corabii. Care sunt peștii din corabia a doua? Împărații, profeții, prorocii, patriarhii, drepții Vechiului Testament. De aceea când noi ne cununăm sau ne citim o rugăciune, ne spune acolo să fim binecuvântați ca Moise și Semfora, ca Iosif și Aseneta, ca Ioachim și Ana, ca Zaharia și Elisabeta, ca Iacov și Rahela și ceilalți patriarhi. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegem că demnitatea firilor este demnitatea existenței noastre. Și așa cum spunea la Ierusalim în primele secole creștine, sămânța martirilor este de fapt sămânța creștinilor, pentru că sângele curs din mucenicie a creat creștini prin credință, tot sângele lui Hristos, cel vărsat la cruce, pecetuiește cele două testamente, le unește, dar nu le amestecă. Cel vechi se ascunde în cel nou, iar cel nou merge înainte cu Dumnezeu prin legea harului și a iubirii până la desăvârșire și unirea cu Hristos. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. De ce le spune Hristos la un moment dat că trebuie să-i facă pescari de oameni? Pentru că în momentul în care s-a pogorât Duhul Sfânt la cinzecime și biserica s-a odihnit în puterea lucrării energiilor necreate și Duhul Sfânt ascuns în chip umbros minții noastre ca o perdea nevăzută ne trimite harismele care pecetuiește pe cei aleși, noi știm în ziua de astăzi că biserica are virtuți. Fecioria, văduvia, smerenia, privegherea, darul rugăciunii, darul lacrimilor, darul temerii, darul înaintevederii și așa mai departe, a celor viitoare. Deci toate sunt daruri de la Duhul Sfânt care identifică omul ticălos de omul vrednic. Și atunci sigur că Duhul Sfânt lucrează, cum spune în Scriptură, pe măsura harului. Și cine au fost cei din tâi lucrători ai Duhului Sfânt? Au fost lucrătorii viei din Evanghelie care au fost omorâți și uciși. Apostolii, martirii, mărturisitorii și prorocii. Iar după trei veacuri de creștinism, când a încetat prigoana împotriva creștinismului în primele trei secole, încetând și încheind cu Deciu și cu Maximilian, ultimii împărați păgâni de la Nero începând, iată că a venit libertatea creștinismului, pentru că nu Constantin cel Mare a făcut creștinismul, cum cred unii creștini, ci el doar a dat edictul de la Milan prin vreo 313, ca biserica să fie liberă și să iasă din catacombe, de sub pământ. Pentru că nu eram recunoscuți în primele trei veacuri creștine ca religie oficială. Singurul care a pus cuvânt acestei biserici și a avut câștig de cauză în fața Sinedriului a fost înțeleptul Gamaliel, care a venit și a spus, în momentul când a fost prins Petru, și a spus: uitați-vă, acesta propovăduiește pe Iisus Nazarineanu, cel mort și furat, că așa se credea la vremea aceea, nu înviat. Și atunci Gamaliel a spus: dar de ce vă puneți de-a curmezișul? Ascultați-mă pe mine, cei de la oameni se va spulbera și cei de la Dumnezeu rămâne. Și iată că după 2000 de ani de creștinism, biserica este la fel de nouă, la fel de activă, la fel de înmiresmată și înduhovnicită, ca acum 2000 de ani, când parcă ieri s-ar fi răstignit Hristos. De ce? Pentru că în cadrul Sfintei Liturghii, de fiecare dată apare următorul lucru. Înnoirea bisericii prin sângele Hristosului tău. De aceea spune: Doamne,
cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul a treilea apostolilor tăi, pe acela nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Nu nouă de dincolo de catapeteasmă, ci vouă de dincoace de catapeteasmă. Pentru că oamenii sunt cei ce gustă din Hristos, preotul este obligat să se împărtășească slujind Sfânta Jertfă. Dar creștinii vin și slujesc și se fac coslujitori prin împărtășire și prin rugăciunea din biserică. De ce? Ca să fie comuniune între trupul bisericii și capul bisericii. Ca să fie comuniune între butuc și mlădițe. Dacă un pom îl tai de la rădăcină, se usucă crengele și frunzele. Dacă îi tai numai frunzele și ramurile și rămâne tulpina, el o drăslește. Ei, aceasta n-a înțeles păgânismul primelor trei secole. Ei curățau mereu coroana și frunzele. Dar tulpina Hristos a rămas pentru că era piatra din capul unghiului care n-a băgat-o în seamă ziditorii și aceasta a odrăslit în veacul veacului de 2000 de ani și va mai odrăsli creștin după creștin, martir după martir, mărturisitor după mărturisitor, pusnici și tot felul de un termen din ăsta lumesc, tot felul de clase superioare duhovnicești a oamenilor căutători de Dumnezeu. Și în momentul cât va dăinui această taină și cât va dăinui acest lucru, niciodată nu va putea să vină diavolul să biruiască, pentru că chiar Hristos în Evanghelia de la Matei a spus așa: nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, iar porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Și aici fac din nou același apel ortodox, care consider eu că trebuie să vă spun, să nu ne mai pripim și să nu ne mai grăbim a semna noi actele apocaliptice. Să nu ne mai grăbim noi a concentra Apocalipsa pe metru pătrat. Apocalipsa vine când îngăduie Dumnezeu. Marea se tulbură când îngăduie cel ce a scos vântul din misterie, Dumnezeu. Și tot Dumnezeu liniștește marea când îngăduie el cu cuvântul: taci, liniștește-te. Acesta e cuvântul Mântuitorului. Și de ce lucrul acesta? Crezând oamenii că pot în... Deci, indiferent, nu numai oamenii de bine ai bisericii, poate și oamenii de rău ai creștinismului. Crezând că pot grăbi sau împinge sau scurta Apocalipsa, se înșeală. Se înșeală pentru că Dumnezeu a spus în Evanghelie așa: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Păi dacă în Scriptură e scris că până nu se va vesti Evanghelia la toată făptura, nu va veni sfârșitul, păi mai sunt suficiente făpturi care nu cunosc pe Hristos. Rămâne să vedem în ce mod, faptic sau rațional, intelectual sau practic. Și atunci, dacă o luăm pe ambele sensuri, creștinismul încă nu și-a făcut întreaga activitate misionară pe fața întregului pământ. Încă există oameni pe globul pământesc care nu din rea voință, ci din neștiința lumii moderne și a științei pe care o stăpânim, n-am ajuns noi și n-am pătruns până la ei să le vorbim de Hristos. Cum sunt popoarele păgâne, cum sunt popoarele hinduse, popoarele arabe, că cineva va zice: da, dar avem biserici ortodoxe la arabe, avem. Adevărat este. Dar n-am pătruns noi până în inima lor ca să străpungă Duhul Sfânt pietrele din inima lor și ei să înțeleagă că profetul Mahomet este inferior profetului Iisus venit din cer. Deci nu că avem ceva cu mahomedanismul. N-au cunoscut superioritatea și inferioritatea celor doi profeți. Unul trecător și pământesc, unul veșnic și nemuritor. Și atunci sigur că în momentul când vor ierarhiza valorile, vor înțelege că mintea lor trebuie să tindă spre cel nemuritor. Pentru că dacă Hristos a înviat și noi vom învia, Mahomet e mort, nu mai există. După conceptul biblic, el stă în cer. Dar nu stă la masă cu Hristos, stă undeva izolat. De ce? Pentru că n-are loc stricăciunea cu nestricăciunea, întunericul cu lumina. Și atunci încă e nevoie de propovăduire. Dar ce fel de propovăduire? O propovăduire intelectuală prin scris, o propovăduire intelectuală prin misiune, deci prin teologie, prin vorbire, prin predicarea la toate neamurile, și trei, prin convingerea faptelor. Și am să vă dau o simplă pildă, am citit-o acum un timp, nu știu, cred că într-o revistă am găsit-o. Un beduin din acesta, sau un fel de altă religie, a fost prins chiar de niște creștini
jefuit, ucis, tăiat bucăți, pus într-un sac, pus într-un portbagaj de mașină și abandonat. El, cu toate că era beduin, credea în Maica Domnului și în Sfântul Mina. Înainte de a fi ucis, s-a rugat și a strigat. Ce credeți că s-a întâmplat? Fie că Maica Domnului, fie că Sfântul Mina a îngăduit, bucățile au fost toate cusute la loc din lucrare dumnezească. Trupul alcătuit întreg, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, se vedea doar urma cusăturilor. Și în momentul când hoții au fost prinși și duși la fața locului și au deschis portbagajul saratei unde au pus cadavrul, de acolo a ieșit omul viu întreg. Și ei s-au înspăimântat și au spus, nu se poate, nu se poate. Ba da, Maica Domnului și Sfântul Mina, pentru că am crezut în ei, m-au tămăduit și m-au înviat. Și atunci se spune că pe toată zona respectivă, toți pe beduinii sau ce religie aveau ei, toți au venit la creștinism. Ei, asemenea fapte se cer astăzi în corabie și de asemenea pește au nevoie apostolii. Țiparii, bolătocii de broască, pești otrăvitori, pești neon, care fac lumină falsă, nu mai sunt necesari. Este nevoie de peștii cei sănătoși ai creștinismului. Peștii autentici, creștinii și apostolii, care doresc să moară pentru Hristos și nu pentru vreun interes material. S-a încercat să se explice că prin înmulțirea cultelor, noi de fapt ne ordonăm morala socială. O fi adevărat și nimeni nu contestă lucrul acesta și respectăm ideea. Dar nu cred că un Hristos împărțit în mii de bucăți poate fi mai sănătos ca un Hristos întreg. Și când spun lucrul acesta, știți la ce mă refer? Dacă rup o prescură în bucăți, Hristos e întreg. Dacă mă uit la Hristos și îl sparg într-o oglindă, îl văd întreg. Dar dacă dau cu barda în el și lovesc în învățătura lui și o împărțesc, atunci îl mutilez și pe el. Deci noi trebuie să avem învățătura ca cea din oglindă. Adică, orice ni s-ar spune, Hristos trebuie să fie întreg. Și cum trebuie să apară un Hristos întreg? Între cruce și mamă, între biserică și altar. Acesta e locul lui Hristos în lumea aceasta. Casa tatălui meu, casa de rugăciune, se va chema. Timotei 2:3. Parcă așa ți-am uite că e citatul. De ce v-am spus lucrul acesta? Toți hristoșii vagabonzi, fără mamă, fără tată, fără cruce, fără înviere, sunt niște hristoși temporari ai intereselor materiale și fiecare șefuleț în felul lui în biserica pe care o conduce urmărește anumite interese. Interesul primordial este mântuirea. Și ca drept dovadă că este mântuirea, tot din pronia divină s-a rânduit, ca noi având modele și să știm să alunecăm spre ele, calendarul creștin de la un capăt la altul e plin de sfinți. Într-o zi Sfântul Vasile, într-o zi Sfântul Grigorie, într-o zi Sfânta Parascheva, într-o zi Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o zi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, într-o zi Ioan Timivireanu, într-o zi Filofteia de la Argeș. De ce? Ca noi să avem mărturia celor care au cunoscut un Hristos al demnității. Un Hristos al întregului, al cerului, un Hristos venit pe norii cerului despre care se spune așa, bărbați galileeni, de ce vă mirați privindu-mă? Precum fiul omului a coborât din cer, așa se va sui. Și este Evanghelia care se citește în prima zi Apostolului Mare, în prima săptămână la vecernie, e unica săptămână când se pun seara Evangheliei, și cea de la Marcu și Matei, combinată de luni seara, spune așa, de vă va spune cineva că Hristos e aici, sau dincolo, sau în pustie, sau în munți, sau în locuri ascunse, să nu credeți. Așa cum s-a pogorât pe norii cerului, așa s-a și suit. Iar El când va veni, va veni pe norii cerului cu putere multă. Iar pe cer se va arăta semnul Fiului Omului, adică catargul corăbiilor care cârmuiau pe apostolii, care stăteau gata să se cufunde de mulțimea peștilor. Deci în momentul în care corabia este plină de pește, biserica este plină de credincioși și Duhul Sfânt e acolo și stă de față. Această prezență a Duhului Sfânt în om
Este o necesitate pe care a spus-o și Sfântul Serafim de Sarov. Scopul vieții creștine este agonisirea Duhului Sfânt. Apoi să ne străduim și să-L agonisim. Și numai prin cele trei căi. Prin curățenia trupului și a minții și a inimii, care asta înseamnă templul Duhului Sfânt în care locuiește sufletul. Prin curățenia rugăciunii, simplitatea ei și gingășia ei. Și am să vă spun ce înseamnă gingășia rugăciunii. Ai câte o babă din asta fixistă, care se pune în fața icoanei și face o căruță de mătăni și scoate cărțile și dă acatist după acatist. E primit, asta e pravila de acasă. Dar dacă ai intrat în biserică cu smerenie și nu m-ai ridicat ochii la icoană și ai tras un suspin de la interior pe care numai tu îl simți, Hristos deja a și venit la tine. Vorba lui Arsenie Papacioc, un suspin e o veșnicie și un cuvânt e o rugăciune. Știți care e cuvântul? Ori miluiește-mă, ori iartă-mă. Deci acesta este cuvântul de care are nevoie Dumnezeu în inima noastră. Nu să vii tu să spui că ai făcut 12 psaltiri, 7 psaltiri, 9 psaltiri. Da, sunt bune la dușmani, la probleme, la necaz, la proces. Dar nu asta îl convinge pe Dumnezeu, ci îl convinge suspinul străpungerii inimii. Că piatra a fost spartă de picătura chinezească. Deci acea picătură care vine permanent face pic, pic, pic și deodată plosc. S-a deschis inima și apa Evangheliei a pătruns pe o travă dinăuntru și întunericul a făcut lumină. Ei, cine a ajuns la această măsură a dobândit rugăciunea. Și acolo Hristos se desfătează. Că El a spus simplu, Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Nu ți-a cerut nici palate de aur, nu ți-a cerut nici alei de covoare persane, nu ți-a cerut nici potire cu nestemate, ci o inimă smerită și înfrântă Dumnezeu nu va urgisi. Și atunci ea ca ești un pește valoros în corabie, iar acești pești valoroși în corabie fac unitatea de Duh a Bisericii, care noi o numim Biserica Patristică și Apostolică sau Sinodală, cum vreți, sobornicească, ca să folosim un termen, a creștinătății pe care o reprezentăm. Ca un îndemn sau ca un sfat, ca să ne putem face pescar de oameni, fiecare din cei care sunt de față au o singură misiune. Asta e ca o temă pentru o casă. Un prieten, un cumnat, o soră, un frate, un văr, un nepot, un copil, o rudă, un cunoscut, o soacră, o fată, îndemnați-i să-L caute pe Dumnezeu. Și dacă astăzi se roagă 2 și mâine 4, Duhul sporește. Și dacă astăzi se roagă 4 și mâine 8, Duhul se îmbogățește. Și în felul acesta, atrăgând pe cineva la dreapta credință, dar nu îmi prozelitesc din ala bolnav, băi, dacă nu faci ca mine îți dau un cap, dacă nu faci așa mă supăr, nu. Frate, știi cât e de frumos la biserică? Știi ce frumos este să te spovedești, să te împărtășești? Știi câtă liniște ai când te rogi? Știi câtă relaxare simți în momentul în care ai făcut o rugăciune și te-ai lăsat în mâna lui Dumnezeu? Ca El să simte că plutește pe marea vieții și nu în ghearele tale. Că spune Scriptura, așa fac sectele. Înconjurați marea de 7 ori până vă faceți un prozelit. Iar când l-ați câștigat, este îndoit fiul al ghienei. De ce? Una, e câștigat prin tactică drăcească, cu forța sau cu convingerea conform banilor sau altor înțelegeri, ce mai fac așa zisele secte. Sau, e învață o dogmă greșită și mai smintește și pe alții. Nu. Să simtă el necesitatea prezenței lui Dumnezeu în sufletul lui. Și acest lucru eu l-am simțit și mă bucur și-l amintesc și azi din nou. Sunt extraordinar de mulțumit în suflet și de fericit când văd în biserică jumătate bărbați și jumătate femei. De ce? Duhovnicii slabi strâng o stână de femei, care toate la un loc, dacă vine dracu cu o bombă, le-au împrăștiat pe toate, nu mai rămâne niciuna. Toate se împrăște, ca oile speriate de lup. Dar o mână de bărbați, dacă aruncă dracu o bombă, ei se uită așa nepăsători, că ei neștiind prea multe din religie, oh, dar ce-o fișa asta, las că întreb de părintele. Femeia interpretează imediat. Îi spune tarodul, cafeaua, vecina, cumnata, visul, bătaia ochiului, clipirea genelor, zgomotul din urechea stângă, cucuveaua de pe casă. Deci imediat are interpretări. Ei, bărbații sunt mai rigizi.
dar prezența lor în biserică arată demnitatea și virtutea sau puterea credinței creștine. De ce? Bărbații au propovăduit în biserică. Bărbații sunt cei care au fost martiri și pusnici în pustie. Au fost și femei, dar mai puțini. Patericul e plin de bărbați și atunci rolul lor e numai în biserică. Indiferent că e intelectual, că nu e intelectual, că are școală multă sau nu are școală multă, e obligat să-L reprezinte pe Hristos în instituția bisericii. De ce? Văzând dușmanii o mână de femei, au niște fanatice. Dar văzând o turmă de bărbați, bă, tu ai văzut cum erau aia ca brazi, dacă se scapă la tine, nu mai scoți o vorbă. Se intimidează numai cât te văd. Și atunci această prezență masculină din punct de vedere biologic, dar tare de duh din punct de vedere duhovnicesc, reprezintă cărmacii corăbiei bisericii. Că din bărbați se aleg preoții, din bărbați se aleg episcopii, din bărbați se aleg călugării, din bărbați se aleg diaconii, din bărbați se aleg ieromonahii, din bărbați se aleg preoții de parohie. Și dacă bărbații fug de biserică și rămân numai femeile, nu le putem hirotoni ca la protestanți. Că îți dai seama ce concurență ar fi între ele la dacanoane. De ce? Ele sunt iuți din firea lor și răzbunătoare. Dar atunci s-au lăsat bărbații care, deși apucați, mai au și câte o măsură. Așa se întâmplă să fie. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în corabia apostolilor din Evanghelia de astăzi nu vânau cum regele pește femeile, ci bărbații. Deci dacă o femeie și-a adus soțul la biserică, este mai important decât dacă a construit o biserică. Dacă o femeie și-a adus copilul în biserică, e mai important decât dacă ar fi făcut lui Dumnezeu o troiță. De ce? Biserica este vie, nu-i materială. Biserica nu înseamnă numai pereți și picturi. Biserica înseamnă suflarea creștină adunată la glasul lui Dumnezeu. Cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Și ați văzut ce frumos răspunde strana. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și a spus Mântuitorul în Ierusalim, dacă voi nu veți striga, pietrele vor striga. Și atunci trebuie să ne străduim din pietre să facem sfinți. Asta este menirea Evangheliei de astăzi, să ne facem, că n-a spus pescari de femei, pescari de oameni. Adică femeile să-și atreagă soții la biserică cu înțelepciune, cu prudență, cu tactică, cu pricepere și cu multă tandrețe, așa cum l-ați cucerit în tinerețe și l-ați băgat în casa voastră, așa băgați-l și în biserica lui Hristos. Și atunci veți fi cu adevărat mucenițe și mărturisitoare ale dreptei credințe. Ca încheiere fac o simplă remarcă pentru cei care știu sau nu știu. Astăzi se mai face și pomenirea Sfântului Antimivireanu, un om de mare cultură românească, care ne-a lăsat un tezaur extraordinar și scrieri în limba română și liturghieră în limba română și tot felul de ectenii pe care noi le rostim azi în biserică, scrise în limba română, alături de diaconul Coresi, alături de Macari și alături de alți mari oameni de cultură ai bisericii românești. Iar pe lângă aceasta se mai face și pomenirea mucenicului Calistrat. Ei, babele zeloase și pioase cum sunt ele și mămoase, au făcut că are un tort, că are o prăjitură, că are o gură de șampanie. Când treceți și ieșiți din biserică, eu mulțumesc la toți de toate darurile și de toate atențiile și de toată dragostea și respectul și considerația de care au dat dovadă. Nu poți să iei pe toți în brațe și să-i pupi, ci să-i binecuvintezi să fie frumoși și sănătoși și vrednici. Și mă angajez ca pe viitor să fiu și mai aspru, și mai rău, și mai categoric, și mai mari canoane să primească ca să fie cât mai călite în lupta cu lucrarea lui Sarsailă, care spurcă țara asta și o chinuiește în fel și chip. Și pentru gestul făcut pentru toate daniile, așa zise, daruri făcute, să împartă și celorlalți o prăjiturică sau o bucățică de cozonac sau ce-au adus ele, ca să se simtă toată lumea bine și prin aceasta să considerăm că ne-am veselit întâi duhovnicește prin puterea Sfintei Liturghii și apoi pământește și prietenește prin relația de iubire și relația de tovărășie a acestui loc de rugăciune, unde ne întâlnim duminică de duminică. Hristos a înviat, așa să spun. Adevărat.